Criteriile generale de selecție pentru candidații la aceste funcții sunt următoarele. Să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, să fi absolvit cel puțin primii doi ani de studiu din învățământul secundar superior, adică minim 10 clase, să nu fie înscriși în cazierul judiciar, să fie apți din punct de vedere medical, să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Înscrierea candidaților se poate face în intervalul orar 9-15 la sediul bazei 2 logistică Valahia, Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 257. Ultima zi de înscriere este 16 noiembrie.